Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului și-a sărbătorit astăzi hramul principal, Învierea Domnului, pus în amintirea a trei biserici demolate și a două biserici translate din fostul cartier Uranus Izvor, ca semn de biruință a credinței asupra regimului comunist ateu. Ridicat odată cu deschiderea șantierului, locașul servește drept spațiu liturgic de înălțare a rugăciunilor către Dumnezeu pe durata lucrărilor de zidire a edificiului simbol. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența numeroși credincioși de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre bucuria învierii pe care o trăim în fiecare an. Trăim timpul luminos al Sfintelor Paști prin zilele acestea ale săptămânii luminate. Astfel și în această a doua zi de Paști suntem tot în bucuria învierii Domnului Hristos și venim la biserică, așa cum am venit astăzi, și participăm la Sfintele Slujbe și mărturisim cu toții că Hristos a înviat. Moartea lui Hristos pe cruce, acolo unde El a purtat păcatele noastre, ale oamenilor, le-a răstignit în trupul Său, arată voința lui Dumnezeu de a-i slobozi pe oameni, de a-i elibera pe oameni din robia păcatului și din robia diavolului, a iadului, care după căderea lui Adam îi stăpânea și îi biruia pe oameni ținându-i prizonieri în iad. Sfântul Apostol Pavel subliniază rolul esențial pe care l-a avut trupul lui Hristos ca om în împlinirea mântuirii și a îndumnezeirii potențiale a tuturor oamenilor. Spune Sfântul Apostol Pavel că suntem sfinți, adică suntem mântuiți, prin jertfa trupului lui Iisus Hristos săvârșită odată pentru totdeauna. Această jertfă a lui Hristos nu se va mai repeta nicio altă dată în istorie. Este unică și ne cuprinde pe noi toți oamenii. Învierea mărturisește despre această eliberare, despre această biruință, această victorie dobândită odată pentru totdeauna de Hristos pentru toți oamenii. Prin Hristos, care este pentru noi începătură a învierii, viața veșnică este dăruită nu doar sufletelor noastre, ci și trupurilor noastre. Preasfinția sa a vorbit și despre importanța vieții noastre în trup. Învierea nu reprezintă eliberarea de trup, ci reprezintă și preaslăvirea trupului omenesc de către Dumnezeu. În Hristos, Cel înviat cu trupul Său omenesc, țărâna trupului omenesc pe care El a avut-o de la nașterea Sa ca om, această țărână despre care vorbește Sfânta Scriptură, nu se mai întoarce în pământ pentru a fi topită, risipită, ci în El, în Hristos, acest amestec de țărână și de suflare, de viață, de duh de la Dumnezeu, urcă prin înviere în cer, în intimitatea însăși a vieții preasfintei treimi. Învierea ne descoperă astfel importanța infinită a vieții noastre în trup, a vieții noastre în istorie, întrucât prin trup persoana umană se integrează în istorie. Învierea ne arată așadar că faptele noastre săvârșite în trup, în timpul vieții noastre pământești, vor avea valoare și rezonanță și în viața noastră eternă, veșnică. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul a evidențiat activitatea de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Pe lângă viața liturgică intensă desfășurată aici la Paraclis de către toți părinții slujitori, se desfășoară aici și multe activități social-filantropice, ori social-medicale, cum ar fi programul de donare de sânge, intitulat Donează sânge, salvează o viață, ori campania Bucuria Vindecării, ori campania Sănătate pentru Sate. De asemenea, această comunitate a Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului organizează și multe colecte de ajutorare a celor nevoiași, de ajutorare
a celor bătrâni, a săracilor, a copiilor, a unor unități medicale chiar sau a unor unități bisericești. Această lucrare intensă unește aici socialul cu spiritualul, cu slujbele bisericii. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea despre această lucrare a Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului că acest paraclis al învierii a devenit un laborator duhovnicesc al învierii sufletului din moartea păcatului prin lucrarea aceasta filantropică unită cu lucrarea bisericească, spirituală. Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului mai are hramurile Icoana Maicii Domnului Prodromița și Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur.